Bună ziua. Astăzi vreau să vorbesc despre o carte intitulată Îngerii războiului au vorbit, scrisă de un autor român, Alexandru Mihai Gulie, și apărută la editura Bugzon în anul 2018. Pe ultima copertă, cea de a patra, Jean Băileșteanu spune că acest autor <coughs> reușește un debut interesant și spune de la început până la sfârșit volumul se citește pe nerăsuflate cu o maximă curiozitate, ceea ce ne obligă să credem că avem de-a face cu un foarte talentat și captant prozator. Sunt total de acord cu afirmațiile lui Jean Băileșteanu, <coughs> într-adevăr Alexandru Mihai Gulie reușește să facă un roman, foarte bun. Iar pentru un debutant este o adevărată uh, realizare. Despre ce este vorba în acest roman de, uh, da, să vedem câți 224 de pagini. Este, uh, romanul începe ca o carte polițistă cu o crimă, iar uh, un polițist împreună cu soțul celui care este omorâtă încearcă să descopere autorii crimei. Încet, încet sunt dezvoluite tot felul de personaje și pentru a ajunge la un moment dat la esența SF a cărții. Practic avem dezvoltat de acest autor o, un univers cu două lumi gemene, una este o prima lume este pământul, așa cum îl știm noi, iar cea de-a doua lume lumea de sus. Și pornind de la informații antice, de la povești mitice, populează aceste două lumi cu diverse tipuri de creații, să le spunem. Astfel, lumea noastră este populată de oameni și de Danuna. Cei care știu puțină istorie știu că aceste personaje mitice erau considerate de către înaintea și noștri drept zei, având puteri aparent spectaculoase pentru oameni, aceea de a îndoi materia, de a se dematerializa, de a. Face terraformare, de a face tot felul de alte lucruri care nu sunt accesibile oamenilor. Deci, aceasta este prima lume, iar cea de-a doua lume este lumea alcătuită din acești Danuna, din Moai, din Toton, Tengo și oameni preistorici cele două lumi ajung să se conecteze una cu alta. Încet încet autorul dezvăluie accesul către cea de-a doua lume. Avem un personaj care reușește să fie uh, în timpul zilei în lumea noastră, iar în timpul nopții, atunci când doarme, accesează cealaltă lume și are evenimente și de o parte și de alta. La un moment dat, cele două lumi ajung la o congruență, pentru că acești Danuna doresc o stăpânire absolută, ei invadează lumea noastră, lumea cunoscută, și are loc un epic război, atât în lumea geamănă, în lumea de jos, cât și în lumea de sus. Războiul se termină cu înfrângerea Acestor ființe, Danuna, și practic lumea are posibilitatea unui restart. În lumea noastră, cum vedem acest lucru? Îl vedem ca o apropiere și o întâmplare a Apocalipsei. Danuna sunt pentru noi îngeri, totomi sunt ființe mici. Moai sunt celebrii lupători, Tengo la fel, avem uh, o serie de animale preistorice precum grifonii, precum bouapis, uh, avem o serie de porți prin care aceste lumi comunică și această idee cu porțile a fost speculată foarte mult în literatura SF. Autorul nostru vorbește de 8 porți, dând câteva, Marea Piramidă, Stonehenge și așa mai departe. Războiul între cele două încercări de cucerire a celor două lumi are loc pentru o menire exact la aceste porți. Iar în final totul se termină cu bine pentru că eroul principal se aruncă în gol, într-o încercare de sinucidere, sau, mult mai probabil, de a accesa o a treia lume despre care autorul nu spune nimic, dar lasă la un moment dat să se întrevadă această posibilitate. Deci, există aceste universuri paralele, lumi paralele, lumi gemene, lumi simetrice, dacă vreți unde um, foarte bine Alexandru Mihai Gulie ne arată um, cum se construiesc aceste societăți. Cartea este foarte atractivă pentru că este scrisă în mare parte în, nu într-un stil SF, ci într-un stil polițist, pentru că pornește de la crimele de care vă vorbeam. Oricum, vă recomand și iată că și autorii români au început să scrie bine. O zi bună! あ